Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, să vorbim un pic despre camerele de luat vederi din clase. Din nou, de data asta pare că se va întâmpla, a mai fost ideea asta, s-a mai vânturat la un moment dat, însă acum, pe fondul incidentelor din ultimul timp, pare că legislatorii sunt hotărâți și că vor vota în așa fel încât să fie posibilă instalarea de camere de supraveghere în clase, în licee, mă rog, pe holuri, în clădirile astea. Data trecută, când s-a discutat și s-a renunțat, au fost mici... Mă rog, au fost discuții despre dreptul la imagine personală, la siguranța înregistrărilor. Acum astea apar să nu mai conteze. Eu sunt neapărat un fan, dar, mă rog, înțeleg poate nevoia lor. Întrebarea mea către voi în dimineața asta, prieteni, este dacă credeți că asta va rezolva problema sau va îmbunătăți situația din școli, unde se vorbește foarte mult despre... Și se întâmplă. Sunt cazuri de bullying, de violență între elevi, uneori vin alții din afară și comit violențe, știți despre ce este vorba. Deci credeți că este o idee bună sau nu și credeți că va schimba ceva sau nu? 0372069599. Și acum o să vă spun și știrea. Deci unitățile vor putea decide instalarea sistemelor de supraveghere audio-video. Este un vot în Comisia pentru Învățământ de la Parlament. Este vorba de o modificare a legilor educației. Propunerile sunt ale ministrului educației Ligia Deca. Școlile cu aceste sisteme de supraveghere audio-video vor trebui să-și asume respectarea directivelor europene privind protecția datelor. Faimosul GDPR, care am senzația că nu interesează pe nimeni. Bun, va fi nevoie de acordul părinților pentru instalarea de camere. Aici e ceva interesant, pentru că se prevede așa: nu vor fi instalate camere de supraveghere audio-video în sălile de clasă în care majoritatea părinților își exprimă dezacordul înscris în cadrul contractului educațional. Asta înseamnă opt-out, de fapt. Adică înseamnă că ele pot fi montate și dacă majoritatea părinților semnează o hârtie prin care cer să fie demontate, atunci doar așa vor fi demontate, așa vor fi anulate. Asta înseamnă amendamentul așa cum e el făcut aici. Bun. Nu cred că le poți demonta, cred că eventual pot rămâne nefolosite, că într-o clasă învață succesiv mai multe rânduri de copii. Așa, și atunci, da, probabil, da. În fine. Da, un bătaie de cap. Bun, e vorba, asta e valabil numai pentru clase. Se precizează că nu mai e nevoie de acordul sau dezacordul părinților în situația instalării camerelor audio-video în exteriorul clădirilor, pe holuri, în săli de mese, săli de festivități și așa mai departe, deci în spații comune. Deși și clasa e un spațiu comun. Adică nu înțeleg de ce... De ce ar vrea un părinte să nu aibă cameră în clasa copilului? Adică nu înțeleg. De ce ar refuza chestia asta? Cu ce te împiedică? Bun, uite, o întrebare. 0372069599. Dacă e cineva împotriva ideii, poate ne explică și de ce. Bun, înregistrările vor trebui păstrate 30 de zile, după care se șterg sau se arhivează. Cine o să gestioneze sistemul ăsta? Adică gândește-te că e într-o școală. Mie mi se pare greu de pus în practică. Sunt eu o școală în care sunt nu știu câte clase, în unele se filmează, în altele nu. Trebuie să instalezi un sistem automat. Serios? Prin care, da. În România tu îți faci probleme de gestionat un sistem de ăsta? Nu îți apară niște firme dedicate pentru asta? Care da, vor sunt fi deja servicii externalizate, nu? Bun, dar... Și vor fi niște licitații pentru niște firme IT care să instaleze astea, să gestioneze pe urmă... Mă, știi ce se întâmplă? Mi se pare că... Cum o să arate în momentul alea în care nu există toalete? Dar o să aibă sisteme de supraveghere video. Nu sunt ieftine. Aici ai dreptate, însă imaginile pot merge pe niște servere securizate, nu trebuie să stea neapărat în școală. Adică imaginile alea pot ajunge direct pe un server, nu într-un sistemele cloud undeva. Costă. Ia, e foarte adevărat că va costa. Trebuie să plătești la firma respectivă. Dacă nu o plătești... Tu gândește-te la lapte și corn, că și aia e greu de gestionat. Și până la urmă s-a întâmplat, adică nu e ca și cum... Mai bine în unele părți, mai prost în altele. Nu, laptele și cornul mi se pare că e un sistem mai simplu de gestionat. Că dacă ne gândim așa, nu vom face nimic niciodată. Ok. Cred. Ok. Hai, 0372069599.
Da, vrei să mai... Hai să mai zic și asta, unitățile de învățământ cu sistem de supraveghere audio-video vor avea obligația de a nu permite accesul la înregistrări persoanelor neautorizate, cu excepția părintelui, tutorelui, nu știu ce, sau elevului major, în baza unei cereri scrise sau organelor de anchetă. Bun. Evident. Deci, opinia voastră, camere de supraveghere în sălile de clasă. E bine sau rău? Rezolvă ceva, nu? Și cum o să funcționeze? Despre instalarea camerelor de supraveghere în clase vorbim, cum era și de așteptat. Avem o mulțime de telefoane și de mesaje. Hai să începem cu unul, două mesaje foarte interesante, multe dintre ele. Zi, Luca. Da, asta e de la Lara, care este clasa a 6-a și spune așa: sunt elevă și consider asta încălcare intimității. Bravo, Lara, sunt cu tine. Votez cu tine. De acord să avem pe holuri sau în afară, dar nu în clase. Iar am dat de multe probleme dacă văd părinții tot ce facem. Și personal mi se pare o porcărie, fiindcă nu toți părinții sunt capabili să înțeleagă că suntem copii. Așa. Și că nu putem fi serioși în tot ceea ce facem. Facem toate porcăriile posibile în clasă și nu mi se pare normal. Pentru mulți e libertatea pe care nu o avem acasă. Ia uite, domne, ce interesant. E foarte mișto concluzia. Foarte tare. Mereu așa sub supraveghere, ce e statul ăsta orwellian? Iar Ciprian ne scrie că a instalat astfel de sisteme în unele clase ca firmă. Este greu cu profesorii, spune el. Ei cred că sunt instalate ca să-i spioneze directorii. Unde am pus noi, directorii nici nu au cerut acces la ele decât când s-au întâmplat evenimente. Sistemul trebuie să fie gestionat de firma de securitate. Școlile au deja obligatoriu nevoie de camere conform legii 333, mai scrie el. Deci, din punct de vedere al Direcției de Ordine Publică din IGPR, e ok supravegherea în clase și video și audio. S-a cerut punct de vedere scris. Asta este. Ne place sistemul finlandez? Școlar? Nu știm prea bine. Nu știm despre ce vorba, dar sună bombă. Uite, sistemul floresc. Ne-a scris Călin din Finlanda și după aia intrăm și în direct. Da. Când s-a pus problema asta în Finlanda, acum mulți ani de zile, și părinții finlandezi erau împotrivă. Libertatea alea. Asta până s-au produs câteva atacuri armate sau cu arme albe, de s-a lăsat cu cadavre. De atunci au pus camere în clase, fără să-i mai întrebe pe părinți, dar nici părinții nu s-au mai revoltat. Până la atacuri li se urcase democrația la cap. După atacuri au realizat că aceste camere sunt în primul rând pentru protecția copiilor lor. Ok, hai. Hai să vorbim cu Marian. Bună dimineața, Marian. Bună dimineața de la Brașov. Bună. Am o fetiță în clasa a doua, la una din școlile, să zicem, de prestigiu. S-a pus exact această problemă cu camera la noi în clasă, după ce am avut câteva incidente. Gândiți-vă că deja în clasa a doua noi discutăm de acte de indisciplină destul de grave, da? Pentru copii de 8-9 ani. Și faptul că actele se petrec nu au intensitate atât de gravă în jur de față, dar cea mai mare problemă a venit în momentul în care am confruntat părinții acelor copii cu actele respective. Și marea surpriză a fost că noi nu știm. Copiii noștri sunt cu minți, ei nu fac, ei nu distrug, ei nu scărie, ei nu mușcă. Cum dovedim aceste aspecte? Ajungem să avem discuții în contradictoriu, părinte contra părinte, un copil agresat, un agresor, cel agresor niciodată nu recunoaște. Ba din contră își creează și ceva alibiuri. Deja avem câteva, nu știu să spun, găști. Și vreți să faceți, să faceți vizionări în grup și anchetări în grup? Da, dacă va fi nevoie, altă soluție nu este, pentru că nu putem ține lucrurile sub control. Sunt părinți care nu vor să aibă supraveghere video în clasă, exact pe direcția încălcării intimității, unde ajung imaginile, cine are acces la ele, dar sunt într-un grup restrâns, sunt gestionate în clasă, deci nu sunt conectate să intre părinții de acasă să privească camerele cum sunt la creșe sau la grădinițe private, spre exemplu. Și le folosim strict în momentul în care avem un incident. Auzi, Marian, dar eu te întreb pe tine. Acum, știi, gândește-te, ție ți-ar fi convenit când erai mic să fii tot timpul sub supraveghere, înregistrat, filmat, audio, video, orice fi făcut, să n-ai și tu o clipă de intimitate așa când erai copil? Nu cred că se pune problema intimității, că nu filmăm la toalete sau cum să descriu această intimitate. Adică este un plus de siguranță. La locul de joacă, la oriunde, să fie ochiul cuiva pe tine în permanență, așa. Păi am ceva de ascuns? Măi, eu zic ca copil, nu acum. Dar ce rămâne din face ceva camera aia, îl scormonește? Mă, măi, lasă-mă, frate, toată ziua cu părinții, cu ochii pe mine, cu supraveghetă. Nu, 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 greșit. Deci nu este vorba de un sistem care ne supraveghează live și la fiecare secundă părintele se uită pe camere și îmi pregătește pedepse acasă. Mai sunt unii părinți care se uită. E mai rău, vine peste 3 săptămâni, dar ce ai făcut tu în ziua de nu știu ce? Păi nu, va veni momentul în care există un incident. Deci nu facem anchete să vedem
Noi avem, la modul serios, avem probleme de indisciplină grave pentru clasa a doua și pe care nu le putem ține sub control, din păcate. Mulțumim frumos, Marian. Alexandra, bună dimineața. Bună dimineața. Neața. Bună, Alexandra. Te ascultăm. Bună dimineața. Ia spune bună dimineața. Păi, ia zi. Părerea mea este că avem nevoie de acele camere, dar nu acces părinților non-stop. Din prisma serviciului meu, eu lucrez cu copii și, într-adevăr, copiii din ziua de astăzi au mari probleme cu disciplina. Este vina noastră a părinților că copiii noștri au probleme cu disciplina. Dar avem nevoie de aceste camere pentru a putea proba, pentru că am ajuns ca elevii să facă bullying către profesori, ceea ce nu este normal, din punctul meu de vedere. Am ajuns ca unii copii să facă bullying către alții doar de distracție. Și noi ne distram, că dacă mai țineți minte când am intrat în liceu, că păceala aia, cum erau, bobârnacele, că ești boboc. Da, da, da. Sigur le-ați prins și voi, nu? Mm-hmm. Da, și noi le aveam. Sau fetele care erau bătute cu zăpadă până numai... Dumnezeule, mi-aduc aminte că nu mai deci aveam... Deci eu cred că dacă ar veni acum în prezent cumva o clasă din anii 80, cred că i-ar aresta pe toți. Asta așa apropo e, de problemele de disciplină, de da, bullying, da, de nu știu ce. Cred că trebuie să păstrăm lucrurile în proporții. Da, problema se pune că acești copii au crescut. Bullying-ul care l-aveam noi, că ne făceam bullying, mă rog, era o șicaneală, nu era un bullying. A, vezi, când o făceam ba, noi, era ba, mai în glumă, mai nu știu ce. Acum la ăștia e nasol. Problema se pune că am ajuns ca tineri de clasa 5-a, 6-a, să-și filmeze colegele pe sub bancă și în alte ipostaze, pe la baie, adică au ajuns să intre și să le pună pe internet. Mulțumesc. Asta mult, Alema. Digitalizarea. Mulțumesc. Altfel, bullying-ul e același ca atunci, numai că atunci eram mai pregătiți cu toții să-l suportăm decât în ziua de azi, știi? Acum mulți copii eram sunt crescuți. Eram pregătiți până aia. Băi, cum adică? Adică noi avem mereu scuze, noi adulții, dar copiii n-au. Iar asta training cu filmarea la baie și la nu știu ce, pentru asta nu ai nevoie de camere de supraveghere. Alea, dacă sunt postate pe internet, sunt ele însele o probă. A, asta da. Gabi, bună dimineața! Bună, Gabi! Bună dimineața! Salut! Într-adevăr, este necesar montarea camerelor de supraveghere în sălile de clasă. Părinții niciodată nu vor fi împotriva acestei măsuri, decât dacă se știu cum o stă de pe căciulă din punct de vedere al copilului. Din punct de vedere al cadrelor didactice, pentru că sunt și eu cadru didactic la rândul meu, da, nici profesorii nu vor fi împotrivă, doar dacă unii colegi, că pădure fără uscături nu există, au ceva de ascuns cu privire la activitatea lor la catedră. Asta e un prejudecat așa, oricine se împotrivește unei idei înseamnă că e suspect. Nu mi se pare abordare corectă, domnule profesor. Eu așa o văd, pentru că am montat la clasa pe care o am ca și diriginte, am montat o cameră de supraveghere și într-adevăr am preluat o clasă cu câțiva copii problemă, parte dintre ei instituționalizați. Nu ascund faptul că sunt dirigintele acelui copil de săptămâna trecută de la Bacău, acea știre pe care dumneavoastră ați dat-o și nu numai dumneavoastră, petrecută în sala de sport, și mi-am luat ca o măsură de siguranță atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice. Pentru că noi ca profesori în momentul de față suntem expuși în fața copiilor cu probleme de natură violentă, întrucât legislația în momentul de față nu ne dă absolut nicio pârghie de a te apăra. În momentul de față, așa cum spuneam la un moment dat și colegilor noștri, noi avem doar singura situație în care trebuie să stăm în poziția de drept în fața clasei și dacă un copil are dispoziția să vină să-și ia două palme peste ochi, nu poți face nimic. Și dacă o să aveți camere de supraveghere, ce o să faceți? Atunci cel puțin poți să probezi că nu tu ca profesor ești vinovat și în cazul acelui copil de săptămâna trecută, în sala de sport existau camere de supraveghere, fac parte din comisia de anchetă vis-a-vis de acel eveniment, oricum filmarea a fost dată către organele de poliție și în momentul respectiv, da, s-a văzut foarte clar că profesorul nu a avut
o atitudine, să zic, provocatoare sau ostilă asupra acelui elev. Mulțumesc mult pentru intervenție. Hai să mai luăm un telefon, dacă putem. Stăm de vorbă cu Ioana, mai avem doar câteva secunde. Bună dimineața, Ioana. Neața. Opinia ta. Ioana. Eu sunt. Bună dimineața, ce bine că v-am prins. Doar câteva secunde, te rog. Avocatul diavolului, da. Să știți, domnul Petreanu, că nu aveți dreptate. În clasă nu trebuie să existe intimitate. În clasă trebuie să existe bun simț și echilibru. Și cel mai trist în toată dinamica discuției de astăzi este mesajul trimis de copilă, de prima, de Lara, la care Vlad a avut așa un tril în voce. Lara, draga mea, în clasă nu ai nevoie de intimitate. Nu, intimitatea o ai acasă la tine. În clasă trebuie să fii un copil echilibrat, responsabil, civilizat și să-ți asumi ce faci, pentru că dacă la clasa a șasea ai așa un discurs legat de treaba asta, e clar că poți să judeci mai departe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.